Are 26 de ani, dar abia a devenit major în artele marțiale. Agentul Mihai Tâmpeanu a reprezentat Galațiul la campionatul de karate 2 al Ministerului Afacerilor Interne. La această competiție au participat 4 echipe la care au fost participanți reprezentând toate armele Ministerului: Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria și Situații de Urgență. Tânărul polițist, al cărui palmares de sportiv este impresionant, a cucerit la finalul săptămânii trecute 2 medalii la Suceava. A fost un concurs greu, de altfel mă și așteptam să fie o concurență destul de bogată și de pregătită, dar s-a terminat cu bine. La categoria la care am participat, la proba kata individuală, au fost un număr de 16 sportivi, iar la categoria minus 75 de kilograme cumite, luptă, au fost un număr de 14 sportivi din diferite structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Nu este pentru prima dată când agentul de poliție Tâmpeanu Mihai din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Galați se remarcă la concursurile de karate din țară. E și firesc dacă ne gândim la antrenamentele intense din fiecare zi. Câte ore de antrenament se ascund în spatele acelor medalii? Foarte multe ore. Mi-e greu să vă dau un număr exact de ore, însă cred că, indiferent de cât de multe ore de antrenament au fost, peste câte ore de antrenament am trecut, ideea e că s-a terminat cu bine și a meritat tot efortul depus. Polițistul Mihai Tâmpeanu practică artele marțiale de 18 ani și este multiplu campion național și european. Acesta este legitimat la Clubul Sportiv Codă, unde este și instructor. În luna aprilie, tânărul va participa la campionatul național de karate 2, ce se va desfășura la Brăila.